Sfântul Chiril al Alexandriei se numără printre cei mai însemnați părinți ai bisericii. De numele său este legată rezolvarea unei cunoscute controverse privind învățătura de credință ortodoxă. Sfântul Chiril s-a născut în Alexandria, Egipt, și a fost nepotul patriarhului Teofil al Alexandriei, succedându-l pe acesta din urmă în slujirea episcopală. Chiril a avut parte de o educație aleasă, clasică și teologică în Alexandria, care era un cunoscut centru al culturii elene și creștine al Antichității. Sfântul Chiril a avut un rol proeminent în lămurirea unei controverse teologice legate de persoana Mântuitorului Hristos. Nestorie, patriarhul Constantinopolului, începând din anul 428, a învățat greșit că sunt două persoane în Iisus Hristos, una dumnezeiască, Logosul, sălășluită într-una omenească, bărbatul Iisus. În consecință, spunea Nestorie, Maica Domnului nu poate fi numită născătoare de Dumnezeu, ci născătoare de om. Sfântul Chiril a condamnat această învățătură greșită încă din primăvara anului 429, în scrisoarea sa pascală. Au început astfel o serie de dezbateri epistolare între cei doi patriarhi, fără niciun rezultat. Papa Celestin al Romei l-a condamnat pe Nestorie în cadrul unui sinod local organizat la Roma. În acest context, împăratul Teodosie al II-lea a convocat cel de-al treilea sinod ecumenic, care a avut loc la Efes în anul 431. Părinții sinodali l-au condamnat pe Nestorie și învățătura sa și au confirmat credința ortodoxă, proclamând adevărul că Hristos este Fiul lui Dumnezeu întrupat, care s-a născut din pururea Fecioara Maria. În Hristos nu există două persoane distincte, ci o singură persoană, dar două firi, una divină și una umană. Spunem deci că persoana Domnului Hristos este divino-umană. Pentru Preasfânta Fecioară Maria a fost hotărât termenul Teotocos, adică născătoare de Dumnezeu. M-am mirat că unii chiar se îndoiesc dacă ar trebui sau nu să fie numită Fecioara născătoare de Dumnezeu, scrie Sfântul Chiril monahilor din Egipt, căci dacă Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu, cum să nu fie Sfânta Fecioară care l-a născut născătoare de Dumnezeu? Și de vreme ce Sfânta Fecioară a născut după trup pe Dumnezeu unit personal cu trupul, explică Sfântul Chiril într-o scrisoare adresată lui Nestorie, de aceea spunem că ea este și născătoare de Dumnezeu, dar nu ca și cum natura cuvântului și-a avut începutul existenței din trup. Sfântul Chiril a trecut la Domnul în anul 444. A avut o contribuție majoră la definirea învățăturii de credință privitoare la persoana Domnului Hristos. De la Sfântul Chiril ne-au rămas scrieri de o profunzime aparte. Lucrările sale cele mai importante se regăsesc în 10 volume din colecția Patrologia Greacă. În limba română, prin strădaniile vrednicului de pomenire părinte profesor Dumitru Stăniloae, scrierile Sfântului Chiril sunt cuprinse în mai multe volume din colecția Părinți și scriitori bisericești.